Salut și bine ai venit la un nou episod din seria. <laughs> de ce nu mai crește bitcoin-ul ăsta? De ce? În timp ce companii ca Nvidia au produs un nou all-time high, Apple este aproape de all-time high, Nasdaq este la all-time high, S&P-ul parcă vrea să pompeze și el la all-time high, o grămadă de companii au ajuns la noi all-time high-uri, mai ales cele de tehnologie, și noi cu bagajele noastre din cripto încă nu am mai pompat, pentru că nu ne ajunge un 2X de la bottom din noiembrie. Mai ales altcunul ca Eagle și Chain, care au făcut noi all-time low-uri, când vin frate și la noi bani ăia, Azi te explic când. Încă o dată, azi îți explic când, nu azi, virgulă, îți explic când. Pentru că totul se întâmplă cu un scop. Toate piețele astea de capital, cu cât întârzi mai mult gainurile, te fac pe tine să zici, bă, renunț la cripto și mă duc în bursă, că ia uite ce gainuri fac companiile astea. Aleg repede altele care n-au crescut încă și din păcate nici nu o să crească și apoi când ai ieșit din cripto o să crească cripto. Deci nu face prostia asta, trebuie să avem un pic de răbdare și azi îți arăt cum totul vine cu lag și se revarsă ca lichiditate în cripto. Apropo, toate lucrurile astea pe care le vorbim astăzi și de obicei în ultimele 7 luni de zile, dacă ai skin in the game și vrei cu adevărat să faci bani și e serios în spațiul ăsta, te invităm să te alături unui club foarte, foarte serios de investitori care se numește Păutor de Stela. Suntem foarte, foarte serioși acolo. Trebuie să dai join pe canal, ai detalii în descriere, noi mergem cu clipul mai departe. Încă din decembrie anul trecut îți explicam cum fiecare român, dacă este puțin inteligent, ar trebui să acumuleze măcar 0,1 Bitcoin în perioada asta. Bitcoin era pe atunci 17.000 de dolari. După ce a fost pe la 15.400 și a făcut un 2X în decurs de câteva luni. Și acum mergem lateral în timp ce bursa face nebunii și nu vrea să ne ia după ea. Însă azi îți explic și de ce și cam cât trebuie să mai așteptăm. În primul și în primul rând, da, avem desenele pregătite aici pentru SMP, ca să vezi de ce toată lichiditatea asta care curge mai întâi, mai întâi în piețele de capital, bursiere în principiu, și de ce de-abia după aceea totul se revarsă în cripto, care este mult mai speculativ. De Unde este mult mai mult risc, da, vin mai puțini bani și mai târziu un pic. Cam cât de mai târziu? Între o lună și trei luni. Vedem ce s-a întâmplat practic în ultima perioadă din ciclul ăsta de lichiditate, care s-a întâmplat în anii 2019, sfârșit de 2018 de fapt, când s-au pus niște bottom da? Vedem și aici, da? după aia o să trasăm și aici liniile. Aici s-a pus bottom de la Bitcoin când a fost ultima mărire de la Fed. În 2019, fix aici, da? Dar mai întâi ne uităm la S&P încă o dată, ca să vedem exact cum circulă banii ăștia și cam cât mai avem de așteptat și după aia mergem și trasăm chestiile astea pe Bitcoin. Da? În ultimele două cicluri de lichiditate, adică când Fedul vine să destimuleze și să restimuleze economia. Vedem că de aici, din 2015 până în 2018, Fedul a tot mărit în decurs de 3 ani da, și ceva, a tot mărit ratele dobânzilor pentru a combate inflația, iar piețele s-au manifestat într-un fel. La prima mărire de la Fed, de exemplu, aici piețele au făcut niște batămuri. Și apoi, în timp ce se măreau ușor, ușor, piețele creșteau în timpul ăsta. Apoi, din februarie 2018, Fedul a început să mărească un pic mai agresiv ratele dobânzilor și se vede cum S&P-ul, da, piețele de capital în general, pentru că și Dow Jones a făcut același lucru și Nasdaq a făcut același lucru, da, cam cei mai mari indici bursieri, s-au dus un pic în sus, n-au mai avut putere să meargă de aici și după aia au făcut un nou bottom local fix la ultima mărire de la Fed. Hai să o și încercuim aici ca să se vadă, da? Fix aici este fix aici, da? Fix la ultima mărire. Aici avem, practic, în iulie, pentru că așa se preconizează, încă o mărire și aici ar putea să fie exact același lucru ca și acolo. Hai să-i dăm și o săgeată prima oară, da? Deci fix perioada asta a fost de scădere, a fost ultima mărire a ratelor dobânzilor și acum ne apropiem și aici la același lucru. Și, practic, de aici, de ceva timp, de prin iunie, de pe 8 ceva de genul am postat și pe Twitter, că mă aștept la un retracement curând, da? pentru că ne apropiem de ultima mărire și ultima mărire este bearish. Însă, ce s-a întâmplat în timp ăsta, da? că vedem, mai vedem niște linii pe aici, vedem cum, la ultima mărire, da? din decembrie 2018, când s-a pus low-ul ăsta de aici, da? S&P-ul a început să pompeze instant, pe măsură ce am intrat pe ratele dobânzilor constante, menținute constant, ceea ce ne așteptăm și aici, dar vedem da? Deci de aici, S&P-ul a făcut un V-shape da? Și a ajuns la 0,786 pe Fibonacci, un nivel de retracement foarte, foarte important. E, până aici, da, la 0,786, sp s-a deplasat parabolic, fără niciun fel de dip masiv. Da? Aici s-a dat cu capul de 0,786 și a făcut un dip fix pe la jumatea plafonului. Da? Deci ăsta, ăsta l-am denumit noi plafonul de rate constante de la Fed, care a durat undeva la 5, aproape 6 luni. Da? Deci de aici a făcut retracement și a continuat din nou la un nou all-time high nu foarte sus, un pic mai sus, în timp ce plafonul ăsta se cam termina. Da, deci de aici a venit pivotul, a mai avut unii 3 spun la pivotul ăsta și apoi S&P-ul și-a continuat drumul până la un nou all-time high adevărat, da? până când a venit din nou încă un pivot. Da? Aici s-a încercat un soft landing, nu le-a ieșit, a venit pandemia, știm, un nou low mai jos decât ăsta. Da? Ei, ce a făcut Bitcoin în timpul ăsta? Pentru că e foarte important să vedem asemănările. Bitcoin de la ultima mărire de aici unde a făcut bottom-ul, da, îl vedem aici, așa, a rămas în range de bottom până la jumătatea plafonului. Da? Deci până când S&P-ul deja ajunsese la 0.786 pe Fibonacci, la jumătatea plafonului și aici deja a făcuse pullback-ul, da? Deci Bitcoin de abia de aici a ieșit și a făcut breakout. Ia uite, bam, nou retracement, da? Deci nici măcar n-a mai avut pullback, a mers lateral, bam, aici a avut un pullback, a mers lateral bam până la 14.000 și aici a făcut pra practic un 4x. Hai să-l și notăm. Am avut 4x de la range-ul de bottom, da? În timp ce am ajuns la finalul de uh, platou aici. Când s-a făcut pivotul, da? Și ce au început să facă oamenii ăștia? au început să retragă lichiditățile, adică să, scadă market cap, adică să ducă prețul mai jos. În timp ce am ajuns pe plafonul ăsta alt, iar s-au menținut un pic, iar am făcut de aici, de exemplu, de la 6300, s-a dus la 10600, a făcut aproape un 2x. Da? De ce? Pentru că aici era predictibil. Părea că ajungem la soft landing și a venit nebunia asta și am făcut un nou low, dar nu mai jos decât ăsta de aici, versus cum a fost la S&P. Dar ce trebuie să luăm în considerare? Da? Încă o dată, S&P-ul, după ce a făcut bottom aici, a avut un V-shape recovery. În momentul când a ajuns la 0.7 adică își revenise cu 70% de la bottom, de fapt 78% de la bottom, eram la jumătatea plafonului, eram pe 18 martie 2019, da? Bitcoin în timpul ăsta, uite, pe 18 martie, încă era în range de bottom, era la 3.904.000 de dolari. Abia... Da? După jumătatea plafonului, undeva din martie la sfârșit, a început să facă breakout-ul, deci cu lag de 3 luni. Cel puțin 3 luni. Versus S&P-ul care a pus bottom în decembrie și deja din ianuarie a început raliul, da? Și până în februarie la sfârșit a ajuns la Fibonacci la 0.786, da? Ține -mi minte chestiile astea. Deci încă o dată, Bitcoin de-abia la 3 luni distanță a ieșit din range-ul de bottom, fără vișei explicavări. Însă gainurile au fost masive. Aia trebuie să urmărim, da? Pentru că ajungem la timpul prezent. Când urmează acum încomărire, da, zic ei la 5,5% și apoi menținerea unui plafon pentru câteva luni. Ei zic că undeva până în decembrie, ianuarie, da? Nici nu contează cât. Ne interesează măcar plafonul ăsta până la jumate. Ei, ce se poate întâmpla în cazul nostru acum? Pentru că dacă am văzut ce a urmat la S&P aici, da? Aici ne așteptăm exact la același lucru. Și uite de ce. Da? Deci cum începe plafonul ăsta? După ultima mărire acum, am bănuit eu aici că o să avem un retracement, îl tot bănuiesc de vreo lună de zile, da? pentru că știu că ultima mărire este un pic beriș, poate să nu fie atât de grav retracement-ul, până la 4200, poate să fie până la 4300, poate să fie până la 4000 din punctul meu de vedere, nici nu, mă, nu nici, nici măcar nu e interesat. Trebuie să știm că ar putea să vină chestia asta și dacă se întâmplă chestia asta, Bitcoin poate să aibă un retracement inclusiv aici, până să înceapă, da? E, cum se vor deplasa lucrurile? Pentru că aici i a luat Bitcoin, până a pompat S&P-ul, da? cu 70%, ceea ce este imens, și aici putem să punem un Fibonacci să vedem, per se vadă. Linia asta, da, albastră, este 0,786 pe Fibonacci. Hai să-l trasăm și în prezent, da, top to bottom, suntem la 0786, da? Un retracement este posibil. Nu este necesar, dar este posibil, așa că trebuie să fim pregătiți. Pentru că dacă se întâmplă acolo, și la Bitcoin trebuie să existe un retracement mai micuț, zic eu, aici. E, totul va veni după aceea cu lag. Pentru că dacă ne așteptăm încă o dată la plafonul ăsta, care se mențină până la sfârșit de an cel puțin, și de-abia după aia să facem pivotul, pe plafonul ăsta, da, ne așteptăm la V-shape aici, dacă vine chestia asta, și încă o dată mers la noi all-time high Știm chestia asta, o vorbim încă din ianuarie. Foarte, foarte indept, dacă mai țin inte Dacă nu mai ții minte, poți să reiei pur și simplu toate clipurile de atunci. Sunt coagulate într-un playlist aici la mine pe YouTube, se numește Jocul de Lichiditate. Sau poți să vezi tweet-ul meu principal, este pinned la mine pe canal, pe Twitter, da, poți să-l vezi pe L-am pus pe 20 ianuarie și încă este valabil. Și atunci dacă se întâmplă chestia asta, da, după ce se așterne plafonul ăsta, să începem bineînțeles și la Bitcoin exact ce ne așteptam. Adică, după ultima mărire de aici, ăsta să înceapă nebunia în sus și pur și simplu să așteptăm. Părerea mea este că nu mai trebuie să Așteptăm jumătatea plafonului ca să pompăm, poate chiar uh, să avem un lag de o lună, nu trei luni cum a fost anterior. De ce? Pentru că sunt mult mai corelate în ziua de azi Bitcoin și S&P-ul, da? Și pur și simplu, hai să vedem, de aici, de, la, de când se întâmplă asta ultima, ultima mărire, de aici să zicem, să vedem retracementul de care ziceam, apoi Bitcoin să meargă puțin așa lateral și undeva după o lună, să zicem, de plafon, să înceapă și el munca la deal, da? Pe durata plafonului. E, aici, da, am desenat pur și simplu rupestru, nu știu dacă o să fie ca aici, nu știu dacă o să fie ca aici, n-am de unde să știu cum o să fie o să mă uit la niște targeturi de preț și cam atât. Da? Și ca targeturi de preț, de exemplu, putem să ne uităm la, tot așa la S&P, să luăm uh, ultimul ciclu de lichiditate și vedem cum, da? deci odată, 0.786-le este de atins. Da? Plafonul s-a menținut, a mers mai departe, dar cu capul în el și după așa a revenit da? și a mers peste el. Aici a luat suport, dar abia la pivot. Da? Și a mers, deci unde este targetul final? A mers la 1.618 pe Fibonacci. L-a atins la fix. Da? Și după aia a picat. Fix aici. Culme. Cu dar Fibonacci nu funcționează. Hai să vedem aici dacă s-ar întâmpla exact același lucru. Ceea ce de fapt pe asta mă bazez. Dă cu capul 0786. Retracement. Nu știu cât poate să fie retracementul. Și apoi continuă la 1618. Care este 5800 de dolari. Ăsta este scenariul principal. Depinde și cât merge plafonul ăsta. Pentru că dacă este un black swan aici. Ceea ce prezice toată lumea. Ceea ce eu nu mai cred. Dacă, uh, toată lumea vrea să prezică un black swan. Dar câți dintre ăștia au prezis pandemie și Black Swan-ul de atunci. Deci e doar gargară, da? Deci nu vă luați după ei, nu vă luați nici după mine. Eu vă dau targeturile realiste care au fost și în trecut, în aceeași variantă al ciclului de lichiditate în care eram în 2019, până să vină pandemia, da? Suntem în același spațiu și timp, exact ca atunci, cu mici diferențe de piață. Așa că ăsta ar fi targetul meu. Și tocmai pentru asta, pentru că văd chestia asta, la Bitcoin văd chestia asta. Până la cât poate să meargă depinde numai și numai cât de predictibilă poate fi piața și până când. Depinde foarte mult de timing, pentru că de exemplu, aici dacă vine pivotul și piața se panichează, da? Poate nu mai avem ultima creștere, poate avem doar până aici și după aia frumos o luăm înapoi în jos, că vine pivotul și market maker-ii încep să scoată lichiditate de aici, dar în timpul ăsta S&P-ul continuă mersul, exact cum a făcut și aici, da? Bitcoin aici undeva, deci până s-a terminat plafonul, a făcut vârful, uite-l, da? Deci până la pivot a făcut vârful, după pivot a început să meargă în jos, de ce? Că se retrăgeau bani din piață, dar S&P-ul a continuat, de ce? Mult mai safe. Bitcoin este mult mai matur acum. Tocmai de-aia văd ca lagul ăsta să nu mai țină la fel de mult, adică de-abia după 3 luni după ce S&P-ul a făcut ceva. Și ține cont, o să ștergem tot de acum, îmi pare foarte rău. De ce? Pentru că vreau să-ți arăt cât a durat de fapt pump-ul ăsta, pentru că durează foarte, foarte puțin. Gen de aici, după ce ai ieșit din range-ul ăsta, da? Vedem cum făcea higher low de fiecare dată și aici era range-ul de, de bottom. Ei, de aici, de când a început să pompeze, până aici i-a luat 82 de zile, 84, 80 și ceva de zile. Da? Deci asta înseamnă undeva la 2 luni jumate. În 2 luni jumate, hai să vedem și un gain de aici din range-ul de bottom. Deci în 2 luni jumate a pompat 250%. Asta înseamnă 3,5x, da? deci eu nu vorbesc să fi luat de aici din bottom sau nu. Este fix după ce și-a făcut S&P-ul numărul. Aici, practic, S&P-ul a atins 0,786 pe Fibonacci, da? A făcut retracement la fel și Bitcoin, dar un retracement foarte, foarte mic, higher-low, asta mă aștept și aici, da? Exact asta, S&P-ul să meargă un pic mai jos, Bitcoin să facă un la fel, adică să mențină trendul ăsta și după aia să continuă o parabolă. Asta mă aștept și aici, da? Doar că aici a durat un pic mai mult, nu mai văd să dureze așa mult când vine vremea Bitcoinului să pompeze, pentru că S&P-ul pare că nu vrea să se mai retragă, pare că vrea să meargă la all-time high direct. Eu nu văd chestia asta, trebuie să existe un retracement neapărat, care nu este o chestie negativă, la fel și de aici. Trendul este ascendent, chiar dacă vine până aici, da? e foarte ușor să vedem că de aici încolo trendul este ascendent. Când vine parabola, deci parabola asta este invers, e așa, Dar deci nu e creșterea asta cât a fost aici așa mai, mai ondulată, da, cu burta înspre dreapta jos. Parabola asta este inversă. Este o burtă înspre stânga sus. Am putea să ne referim în termen de armată, da? Nord-vest, da? Asta e direcția nord-vest. Burta spre nord-vest. Hai că facem și geometrie. Și burta asta spre sud-est, da? Asta pregătește o parabolă. Asta inversul pregătește inversul, da? Ei, până acum a fost așa. Parabola va fi invers spre all time high. Nu inventez eu chestiile astea, da? Eu doar le reiterez aici pentru tine. Mi-am făcut investițiile de așa natură, da? Dacă te uiți inclusiv la Bitcoin, exact același lucru, așa, iar după aia parabola aia o să fie invers. Bam. Adică mult mai agresivă creștere, altfel cum a fost și aici. Bam, da, burta spre sud-est și apoi parabola, da, spre nord-vest. Asta sincer am inventat-o pe loc. Știu că nu-ți place, că nu ți-a plăcut niciodată geometria din școală, nu ți-a plăcut nici matematica de clasa 5-a. Știu chestiile astea pentru că dacă îți plăceau, nu trebuia să te mai uiți la mine, da? Nu trebuia să mai facem calcule împreună, nu trebuia să te mai alături în clubul băuturilor de stela, care este plin cu 330 de membri în momentul ăsta sau 326, nu mai știu exact cât. Însă, nu uita, da? Perioadele astea de mers lateral sau un pic de pullback-uri sau pur și simplu stat și așteptat și văzut faptul că anumite companii, anumiți indici bursieri se comportă atât de bine și dau niște gain-uri fenomenale încât te fac pe tine să renunți la spațiul ăsta care este încă pe minus și să pleci în spațiul ăla care este mult pe plus. Să nu faci greșeala asta niciodată, ai puțină răbdare când încep să se reverse, pardon, să se reverse. Îmi place geometria, nu prea mi-a plăcut gramatica. În spațiul ăsta al nostru super speculativ, para bola se modifică și nu o să mai ai timp să prinzi gainurile. Când vor veni ele? Mă aștept să se întâmple în următoarele luni din anul ăsta. De ce? Pentru că am studiat jocul de lichiditate de la Fed. Cam așa am putut să-mi dau seama încă din iarnă că trendul se va modifica. Cât de agresiv n-avem de unde să știu, l-am văzut acum, vedem mai departe ce se întâmplă. Cam atât pe azi. Da? Trebuie doar să nu fii paper hands. Nu renunța după ce ai stat atâta timp aici. Mai pregătești o sumică. Fii pregătit să bagi dacă mai sunt scădere acum pentru că nu o să mai ai șansa după aceea. Gata, gata pe azi. Am obosit.